înregistrare. Bun. Și ne uităm la o primă poziție. Să știți că pozițiile sunt luate din partidele jucate de Nona Gaprindașvili. Ați auzit de ea? Nona Gaprindașvili a fost campioană mondială la femei în anii 70. Momentan. Acum s-a retras din acțiune, ca să spun așa, din activitate, însă modul ei de a juca astfel de poziții cu atac la regele advers este demn de luat în seamă, ca să spun așa. Și eu am să vă analizez puțin poziția care este pe tablă și dumneavoastră eventual îmi propuneți niște mutări candidat. Deci, când ne uităm la siguranța regilor, prima ești deja cu mâna pe sus fără să mai auzi analiza. De siguranța regilor este clar că regele negru este nesigur. Dar în compensație, regele negru are doi pioni în plus și în special are un pion la B2 la care tu cu albul trebuie totul să fii destul de atent, ca nu cumva la un moment dat să te pomenești cu un B1 dam. Albul este la mutare, după cum vedem, și acum trebuie neapărat să profităm de acel rege care este sub atac. Coloana D este deschisă și este ocupată de un dun alb. Propuneți-mi niște mutări aici și încercăm să discutăm fără a muta piesele pe tablă. Da, zi, Elena. Damă G8, șah. Da? Și după damă F8? Damă F8. Da. Deci prima dată propui calea pe F6. Da. Și după turnea pe F6, nu uităm că are un turn pe H6. Uite, vezi un jucător, zi, Andreea. Te văzi cu mâna pe sus de aia. Da, cal G7. Cal G7, șah, da. Și la rege F8. Calul din F4 ia pe E6, F7 ia pe E6, mai departe. E6, da? Rege F7. Rege ia pe E8. Pe E6, scuză-mă. Și tu bați în H6 sau ce? Da, dar nu ești în nașpa. Ești nașpa, spun eu. Practic rămâne cu două figuri ușoare pe turn și atacul tău scade în intensitate că ți-au dispărut cei doi cai. Da, zi. Calea pe E6. Foarte bine. Asta este mutarea jucată în partidă. Deci, acum și mutarea corectă. Calea pe E6 și în momentul când bați feia pe E6, ce urmează? Damă F8. Și la damă F8? Damă ia la E6. Cale E7. Nu, cale E7, da. Deci, încă o dată. Cale 6, feie 6, damă G8, damă F8, cal G7, rege E7, damă E6, mat. Da. Da? Bun. Deci este clar că la acel calea pe E6 nu poate să îmbată calul cu pionul, da? Poate să bată cu dama și să dea dama pe doi cai. Păi nu, stai un pic. Cal G7, rege E7, cal E6, feie E6. Deci da, și ai avantaj, foarte bine. Deci e clar că nu poate să bată nici cu dama, nici cu pionul, da? Da. Da. Dar dacă joacă turn G6?
Deci calea pe E6 al tău, turn G6. De ce trebuie să-ți bat? Corect, dar din H5. Ca să păzească câmpul F8, da? Deci foarte bine. Deci după calea pe E6 nu poți să joci nici tu G6 pentru că urmează calul de aici și problema este complet rezolvată. Bravo, bravo. Următorul exemplu. Albul este la mutare aici. O poziție complet închisă în care negru a reușit să aibă un pion în plus. Mie e la D4, dar e în plus și e apărat de nebun. Ce a jucat cu albul aici? Cal H5. Și după GH5? Doamne, și după rocadă mică? Mi-ai dat o figură. Ți-am dat un pion, dar aveam un pion în plus. Că de asta este bine. Deci cal H5, zi. Cal F5 bate. Și dacă bat cu eu? Deci cal F5, F5 și tu propui F5, da? Din nou fac rocadă. Că degeaba împingi F6 că am nebun H8. Și dacă bat cu H. Deci încă o dată, cal F5, 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 rocadă, FG6, HG6, am două apărări aici. Nu, cal H5 este corect. Dar problema e, ca să vezi, după acest cal H5, ia, uită-te un pic, fii atentă cum a jucat, că nu degeaba Nona Gabrindașvili e a fost campioană mondială în fond. Deci după... Nu, pur și simplu zbat. Da. Deci turnea pe F7 și practic aici după regia pe F7, damă în H5, șah. Rege G8, damă E8. Rege F8 nu merge, că e turn F1, da? Damă E8. Tur F1. Și spune și mie cum te apere. Că are două maturi, și la F7 și la F8. Nu? Bun. Dar acum vreau ca să înțelegi un lucru. Care este după tine, că, deci încă o dată, când calculăm astfel de mutări, trebuie tot timpul să ne uităm la cea mai bună continuare a negrului. Și dacă cumva în joacă aici nebunecii. Cum obții avantaj? Și la rocadă mică? Deci, ia să vedem. Damă F3, rocadă mică, cal F6 șah, nu? Da. Rege G7? Da, cal H7.
la 7. Și la turn H8? Dama H6. Dama H6, da. Trebuie să joc H5 aici. Ia stai să nu uităm un pic. Deci, dama F3. Stai un pic. Când mai am mutare, stai un pic, să nu te grăbești să zici că nu mai rocadă mic. Nu știu ce poziție de la o treia, să fac cu galbe, ca și dacă vreau să am și apoi turn H8, dam un G4, rege G8. Păi da, trebuia să bați cu calul pe H5, dar ai totuși ceva atac acolo. Într-adevăr, nu știu dacă ai compensație, dar totuși e de scary, scary. Normal aici, cred că cea mai bună mutare pentru negru e asta, totuși. De 5. Și dacă bat. Cu ce? Pionul. Și bat. Bat cu negru. Pune 6. Sau nu. Stai un pic, mă uit la calul ăla al tău. Am făcut și 3 aici, într-adevăr. Nu, hai să-ți dau un șah. Rege H1. Nu-ți dau un șah. Da, rege H1. Și cal E5. Da, nu e complicat, că ai cal pe 6 șah. E complicat. Și ai ieșit unde ai eu. Da, și unde am ieșit. Dar atunci care e mutarea la cuvinte? Nu, tot rocadă trebuie să fac. Deci D5 e prea... Eventual să joc D6. Nu, D6 mai cumint. Nu, ce joci la D6, poftim. Ca să nu-ți deschizi și diagonala nebunului. D6 e mai cuminte. Cal F6, corect. Eu, sincer, aici, în loc de damă F3, era altceva, nu aș prefera cal F6 direct. Că după asta, dacă faci rocadă, joc damă de 2 și te fac mat. De-aia mi se pare mie că acest damă F3 al tău e puțin... Îmi dă voie eventual mie să mă... Dar văd că tot nu-mi dă voie. Trebuie să joc D6. Deci încă o dată, damă F3. Nu, trebuie să joc D6. Și acum cal F6. Șah. Și trebuie să ți-l bat. Da. Trebuie să ți-l bat. Schimbă cu ceva poziția asta. Trebuie să joc turn G8 aici. Dar să știi că rezist. Nu, că nu s-a jucat așa în partidă. În partidă a bătut calul și i-a tras turnea pe F7. Sacrificiul ăla. Bun, următoarea poziție. Din nou suntem cu albul. Poziție foarte aiuristică. Ce a jucat cu albul aici? Și le ștergi de praf.
ați gândit cumva la cal precis? Deci partida a jucat cal pe 5 și într-adevăr ceea ce spui tu era cea mai bună continuare pentru negru, deși și atunci avea, rămâne în poziție inferioară. Deci nu, nu că n-am văzut, normal că a văzut că poate să bată. El în partida a jucat, era bărbat aici, deci femeie contra bărbat, a jucat un de pe 8. Dar normal trebuie să bată aici. Și după calea pe D7, calea pe D7, turnea pe E7, într-adevăr, stai ca naiba aici, să zicem, după damă D5, turn de A1. Și... Nona Gaprindașvili. Mă mir că n-ai auzit de ea. Și e chiar, într-un fel, interesant să-i faci partidele. Deci în partida a jucat un de F8. Dar aici negru este surprins complet de continuarea asta, calea pe G7. Dacă bate nebun H6. Corect. Apoi H6. Da, deci rege G7 nebun H6. Da. Nu, l-a bătut. L-a bătut. Deci stai un pic, dacă te duci înapoi la G8, după turn E3, urma de turn G3, nu știu cum... Calea la H5. Calea pe H5. Damă e 4. Sau poate calea pe F7 acolo. Dacă bate pe F7 și bate cu rege, vine damă H7. Păi nu, că e calul la F6, nu poți să-i bate. Păi da, dar după ce a bătut. După ce a bătut. Nu, dar poți să joci liniștit și damă e 4. Tu zici calea pe F7 aici. Da. Și a venit damă G6. Da, dar e damă F5 aici. Nu, calul ăsta nu trebuie să plece, să dea drumul damei negre să ajungă pe flancul regelui, pe linia 5-a. Nu, aici pur și simplu poți să joci damă E4. Cum faci față lui damă G4? Cal F6, cal D6, cal ceva după. Cal de D6. Calea pe H5. N-ai cum să scape aici. Pom, 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 pom. Să vedem dacă scap sau nu scap. Taie așa că m-a făcut rău. Da, H5? Nu, joc G4. Eu mă vedeam, da, și nu am G4. Nu, G4 direct. Calul ăla, deși pe margine, stă prost acolo. Da, stă prea bine, adică nu. Deci trebuie să vin apoi, da? Dar e mai bine pe F6 sau pe G7? Pe G7, zici tu. Nu mă gândesc, pe F6... La F6 vine cu G5 și tot vine într-una cu pionul. Și dacă joc turn F3? Îmi bați în E5. Cu ideea să bat în G7 și pe urmă să mă duc la H7, nu? Da, tu H3 și la cal F6, că o joace ca să plecăm cu H7. G5. Da, tu H3. Dar stai că ne-am dus prea mult și nu cred că... Păi, ce faci?
Deci, încă o dată, cal F5 și aici a jucat turn de F8. Cal G7, rege G7. Deci, în partida a bătut. Ne vorbeam despre rege G8. Stai să ne uităm mai atent. Nu, no, dar merge direct calea pe F7, ce copii suntem. Păi da, asta a zis ei. Și la rege F7, damă G6. Dar stai un pic. Calea pe F7, nu, care damă H5. Dar nu, direct calea pe F7, acum are damă H5, de fapt. Stai că nu merge. Nu merge nici calea pe F7. Noi aici am zis turne 3. Și tu zici calea pe H5. Deci suntem aici. Ca să aperi la G3. Ți-am înțeles ideea. Bine, dar pierzi calul. Stai un pic că vorbim mai prostii. Păi nu pierzi calul din T7. Ăsta va fi atac la liber. Îți bat, ăsta rămâne neapărat, prințesul. Păi da, dar așa am primit. Păi da. Deci încă o dată, de aia n-a jucat rege G8, a jucat regea pe H6. Da. A zis ce-i mână, nu-i miciună. Șah. Bum. Șah. Da. Și aici a jucat rege G4, dar rege H4 era aceeași. Șah. Rege. Nu merge. O ia. Nu, nu ai decât rege H4. Și aici ai jucat rege G2. Da, damă D5, F3. Și a cedat. Turn H1. Deci degeaba joci turn G8, care turn H1 mat. Da. Asta scuzăs. Mai facem și pe asta, spun, facem o partidă. Uite o poziție, asta din ce, Doamne iartă-mă, asta precis e din franceză, e clar. Da, e cam franceză. Calul din F6 dat pe calul din C3. Da, BC3. Ce ar juca cu albul aici? Dacă pui calculatorul aici, zice că e egală poziție. Adică e echilibrată, nu e... Să știți că nebun H7 nu merge, e clar. În niciun caz. Nebun H7, rege H7, cal G5, nebun G5, damă H5, nebun H6. Ai dat o piesă ca pămpălău. Deci asta e o poziție în care cele două lanțuri de pioni împart tabla în două, așa. Practic, albul trebuie să joace pe flancul regelui și negru pe flancul damei. Dar cum joci pe flancul regelui? Dacă joci, de exemplu, H4 ameninși ceva? Nu. Nu, nici nu ți-au. Nu, nu e bine să iei pion. Sau poți să iei și pionul, dar e cam... E bun, da, nu. Dacă joci H4, nebun H4, cal H4, dau un H4, turne 3, chiar ca sub batac. Ți-ai dat nebunul bun, ai rămas cu nebun prost, ai un pion în plus și faci ceva pe el. Deci turne 3, turn H3, am perechea de nebuni, îți mătură tabla. Dar la H4, practic, tu nu ameninzi nimic. Poți să joci în continuare cal A5 și cal C4. Nu, ia, uitați ce joacă Gaprindașvili aici. Joacă așa nebun C2 și damă de 3, bateria damă în... Ia. Așa, și după cal A5, damă de 3 și când bași G6, nebun H6. Simplu, șat simplu. Și acum cal de 2. Cu ce? Să facă liptare de turn, nu? Și să-și poată apăra eventual cu turne 3 și... Pentru că negru aici a jucat damă C7. Turne 3 și după cal C4, turn H3. Zice, așa știu și eu să joc, nu?
Și asta a fost campionul mondial. Cala 3, nebun B3 nu se dă, A5, stați să vedeți unde apare momentul culminant. Dama E3, ce amenințare. Ia zi, Elena, mai ales că ți arată și săgeată roșu cu câmp roșu. Nebun G7, nu? Deci, practic, în nebun G7 e mortală amenințarea aia. Așa. Și aici, vezi cum încet, încet se strânge lațul, ca să spun așa. În partida a jucat damă de 8. Cu ce idee? Poți să joci nebun G7? Nu, nebun, G5, corect. Dar să știi că totuși asta este o inexactitate. Calculatorul a arătat până că trebuia să joace F5. Deci, F5, pion. Acum da, cal F3. Cal F3, în continuare să facă imposibil nebun G5 și după A4 nebun G7. Și aici a jucat nebun F8, nebun F8, rege F8. Turnea pe H7. Ai timp să bați nebunul? Ai timp să-i bați nebunul? Mat. Corect, e mat, da. Deci a jucat nebun B5 să-și facă loc de domnul rege, cal G5. Avem ideea calea la E6? Nu, cu ideea turnea pe F7. Dama E7, turn H8. Rege G7, cale 6. Exact. Și dacă bați pionul, amenință tot damă H6 în pat. Dacă bați calul, scuză-mă. Deci, primește mat. Da, primește mat. Da. Bun. Vă las să jucați sau mai facem și o partidă de la asta? Hai. Da. Hai să facem partida lui Caruana. Poți să vă arăt și pe aia lui Magnus Carlsen din prima rundă cu Firuja, dar personal pe mine m-a impresionat mai mult asta lui Caruana. Și aia e impresionantă. Caruana a jucat cu negru. Și s-au încălcat multe reguli. Și așa zise tabuuri. Și ideea e foarte interesantă, pentru că se pot încălca și regulile când calculul îți arată că ai dreptate. Îți arată ție că ai dreptate. Deci Doncenco, Fabiano, Caruana. Alexandru Doncenco, Fabiano, Caruana. Deci, hai să întoarcem din punctul de vedere al învingătorului. D4, D5, C4, C6. Slava, da? Cal F3, cal F6, și aici Doncenco adoptă varianta cu pion E2, E3, care, deși pare mai ciudată, să știți că este la mod acum. Nebun F5, cal C3, pion E6. Și acum orice mutare de dezvoltare de nebun să-ți faci rocada, negru nu-ți mai dă perechea de nebun. Joci, joacă H6 și nu mai ai cal H4 la dispoziție. De aceea Doncenco aici zice să-ți iau perechea de nebun, cal H4. Să nu credeți că asta este un cine știe ce noutate în materie de deschidere. Nu. S-a întâlnit de N ori. Și normal aici, ca să vedeți ce înseamnă și, să spun așa, și tot căutare. În epoca asta calculatorilor este de speriat. Deci până la acum, să zicem, vreo 4-5 ani, continuarea corectă ar fi fost nebun G6 și după calea pe G6, H6, G3. Nu, nu, nu. A, da, a jucat nebun E4. Deci aici negru joacă nebun E4.
Și după F3, cale 4 nu e bine, pentru că după D4, calul ăsta începe să se simtă prost pe margine. Chit că ai tu perechea de nebun, trebuie să investești timp în el, să-i realoși poziția, trebuie să joci G3, că ăsta ți amenință brutal G5 și e nașpa. Dar aici F3 și acum se întoarce înapoi. Care este marea diferență de aia de dinainte? Că nu mai poți să adopți sistemul ăla cu G3 nebun G2, că n-are niciun rost, odată ce ai mutat cu 3. Păi da? Păi da, dar oricând ți-l dă. Da. Ți-l dă. Dar problema e acum că nu prea mai vine mâna să mai joci varianta care ți-o arătai înainte cu... Deci încă o dată. Cu G3. Cu G3. Ce rost are să scoți nebunul la G2 când n-ai mutat F3 în față, da? Deci nebun G3. Și aici, deci încă o dată, poziția în continuare este teorie. Și de obicei aici, din nou, este, era recomandat damă B3. Dar după damă C7, dama asta nu prea mai face mare brânză aici. Și Ghirianiș aici a introdus sistemul ăsta foarte modest la prima vedere, nebun de 2. Și dama să vină la C2. Ca... Și bărnul face rucă de mare. Deci nebune 7, acum bate, bate, dama C2, calul din B8 la D7, rucă de mare. Bun. Și acum tu cu negru trebuie să-ți faci un plan. Și îmi place care este logica negrului aici. Deci dacă bate direct nebun C4, B5, nebune 2, ai vrea să împingi și C5. Dar nu poți că să rămâne ăsta în aer. Da? Și atunci Caruana aici, pur și simplu, înainte de a bate, îi joacă așa. Da? Ca pe urmă, DC4, B5, C5. Da? Și pionul din B5 să fie apărat de pionul din așa. G4. Deci vedem un rege negru în centru tablei, dar centrul încă e închis. Și un rege alb care a făcut rocada mare, dar la care se pot deschide coloane. După DC4, nebun, C4, B5. Acum intervine primul moment al partidei, al luptei. Normal aici, după partida, amândoi au analizat. Deci ăsta, Donchenko, pierduse în prima rundă. Și asta era runda a doua. Și normal nu prea-ți vine să fii pe minus 1. Vrei să faci și tu 50%. Și aici putea să scoată remiza. Amândoi au văzut asta. Cu nebunea pe E6. Ca după F6 să joci G5. Și după cal H5 să ai acest damă ia pe E6 șah, rege F8 și damă ia pe G6 șah și rege F8 damă ia pe E6. Dar culmea e poziția asta, calculatorul cel puțin. O dă egală după nebunea pe G5 șah și șah. Și se repetă poziția. Rege F8, damă pe 5. Aici dacă vreți dumneavoastră vă uitați eventual pe ea și veți vedea ce variante super încălcite. Dar oricum, ei au văzut asta și nu i-a plăcut lui Donchenko și a zis, nu, mă retrag înapoi, nebune doi. C5. Ăsta era planul, nu? Împing B5 cu tempo și pe urmă împing C5 pentru că pionul din B5 este apărat de pionul din A6. Și acum, uitați-vă la mutarea asta care calculatorul, deși este sacrificiu de pion, o consideră interesantă, D5, care are, sacrifică un pion, dar are un rol foarte important, că menține coloana C închisă, da? Deci turnul alb, negru nu mai poate să facă mare brânză pe coloana C. Deci dacă bătea cal C5, pe urmă turn C8, nu aveam probleme. Sau nebun C5, turn C8. D5. Și albul, deci pus pe fapte mare, îi joacă D5. Cu ce poți să bați pionul ăla?
Adică cu ce poți, cu ce e bine să-l bați. Nu e bine să-l bați decât cu calul, pentru că dacă îl bați cu pionul, joacă G5 și ia pionul înapoi, nu? Deci calea pe D5, calea pe D5, ea pe D5. Și zici, ce-ai făcut aici? Că ai dat un pion. Da, dar are perechea de nebuni și regele tău încă e în centru tablei. Și de-abia aștept să fac rocada mică. Să-ți iau gâtul cu H4. Chiar dacă îți mai dau un pion. Pereche de nebun, n-am problemă. Și aici, ca să-l sperie într-un fel, Dăncincu îi joacă F4. O mutare foarte bună. Deci amenință să joace G5 ca să ia câmpul acesta F6 pentru piesele tale albe. Și uitați-vă ce mutare face caroana. E B4. Cu semnul exclamare. Deci încă o dată, hai să ne uităm un pic. Dacă faci rocada mică, ca sub atac după H4, că nu prea-ți vine să-l bați pe ăsta, că joacă G5. Și colana H este viitoarea fată morgană pentru piesele albe. Dacă joci normal, deci rocada, culmea aici, că de asta vă zic eu că este o partidă în care se încalcă multe tabuuri. Regele negru veți vedea că rămâne în centru tablei. Pentru că încă este închis. Și normal, caroana aici vrea să joace cal B6, să-l aducă aici, eventual. Dar vede că la acest cal B6, albul are continuarea nebuna A5. Și se leagă calul ăsta și nu mai poți face. De aceea, caroana aici, după turn H3, nebun F1, e cu duși întors aici. Turn E3, nebun G2. E nașpa rău. De aceea caroana aici îi joacă B4. Ca să nu mai aibă niciun nebun A5. Și acum asta supărat că regele negru tot rămâne în centru tablei, dacă avem un rege în centru tablei, ce trebuie să facem? Deschide-mi centru. Zbang E4. Caroana zice, nu, la vară. D4. Și aici albul face o greșeală. Singura greșeală din partidă, joacă E5. Și practic îi dă acest câmp pieselor negre. Practic aici, deci încă o dată, trebuia ori să joci rege B1, ori să joci G5. Întotdeauna când ai rocada mare, e bine tot timpul să joci rege B1. Deci ăsta zice că rege B1 și poziție egală. Nu complet egală, dar e complicată și cu șanse de ambele părți. În momentul când albul joacă aici E5, urmează cal B6, dar uitați ce gândește, că E5 ăla nu-i făcut degeaba, E6. Și te întreb cine e în atac aici. Ia să vedem. Damă de 5. Așa? Rege F8. Mersi. Am un pion alb care mă apără. Și aici a jucat H4. Din nou, e o mutare mai greu de înțeles, sincer să fiu. Nu, efectiv îmi dau seama că vrea să bată la G6. Alte explicații nu mi-am găsit, nici nu m-am uitat prea atent. Să zicem aici că tu cu negru ai jucat C4. Te duci și tu pe el. Dar cred că ar vrea să joace dama ea pe G6 aici și la turn H6 să joace H5. Și nu prea poți să-i bați dama asta că ești mat pe H8. Cred, dar smart mai ești. De aceea caroana aici bate. Dama ia pe G6. Atac calul din B6.
Când ai o piesă atacată, Elena, ce faci? Primul lucru la care te uiți. Ai 5 posibilități când ai o piesă atacată. La ce, care e prima posibilitate la care te uiți? Contra atac. Nu? A doua e să-i bați piesa care îți atacă, dar aici nu poți să-i bați dama. A treia e să fugi, a patra e să o aperi când ești de găinușa. Așa? Și a cincea e să o interpui. Gen nebun, să o protejezi. Jos, cu nebun. Dar nu, Caruana joacă pe contra aici și joacă B3. Că nu poți să-i bați damă care dama 1 mat. Da? Ce-a mutat albă? Albă a bătut la ghi 6. Deci damă ce 2 ia pe G6, îți atac pe domnul cal. Cred că din nou se gândea că o să joace tu în H6 și iar o să intre pe variantele astea ciudoase cu H5. Dar, deci Caruana aici îi joacă B3. Nebună unul ca să-și facă eventual rost de câmp de scăpare. Da, Caruana acum mai mută C4. Din nou nu poți să bați, pentru că ești mat, da? Că ți-a și câmpul. Deci dama B6, dama 1, rege de 2, dama B2, mat. Dar îi dai pionul din D4, nu? Și acum, asta e forță de calcul, într-adevăr. Deci, asta ne diferențiază pe noi de ei. Nu putem să ducem, fratele. Nu poți să... Deci fiți atenți. Deci ăsta îi joacă cala 4, n-ai decât damă B1 și ăsta îi trage nebuna 3 în cap. Singura mutare cu care câștigi. Deci aici, de exemplu, dacă faci greșeala să te arunci pe el cu C3, te bate după damă ea pe A2, BA2, turn D4. Rămâne cu piesă. Dar acest nebun A3, pe care într-adevăr nu poți să-l faci dacă nu ai forță de calcul. Nebuna 3 s-a terminat. Dacă bate dama, nebun B2? Păi forța să bată dama. În partida aș bătut dama, dar după BA2 cum oprești pionul? Da. Dar stai un pic. Deci, am făcut 3 bătăi pe ăsta. Acum dacă joci turn de 2, te-a luat gaia după pion C3, da? Nu mai ai turna 4. Dacă joci nebun C3, mi-l dai degeaba, că ți-l bag cu calul, pionul e legat. Dacă bați nebunul, îți dau șah de pion, îți dau șah de damă, îți dau șah de damă, ce dează? Nu? Deci am și material în plus și atacul meu continuu și am și pion pe B2. De aceea în partidă Doncenco, într-un fel să știți că și Doncenco e de admirat într-un fel. Deci fiți atenți, Doncenco bate. Bate și zice cum doamne, iată mă mai oprește la rege C2. Zice scoate tu damă că eu îți dau nebunul cu șah și ți-au damă înapoi. Toată lumea vede, nu? A1, damă, nebun B4, nebun B4, turna 1. Sunt câștigat? Da. Deci, încă o dată, A1, damă, nebun B4, nebun B4, turna 1, dar pe urmă ți-au și în C4. E câștigat, pot să spun. Dar stai, e de muncă aici cu negru. Și atunci Caruana aici. Ce credeți voi că joacă aici Caruana? Nu. B8, da, bă, frate. Și nu poți să-l bați pe ăsta că ești mort. Coșitul, dacă vreau. Mate. Credeți că cedează ăsta? Turn 2, 8. Eu am urmărit partida asta direct. Și...
mă credeți că aici caroana, știți că acest concurs este la timp normal. Deci nu e la 15 minute, 20, nu, tată, e la 2 ore jumate, 40 de mutări și cu 15 secunde la fiecare mutare. Deci îi dă grupa mare. 10 minute a gândit aici caroana ca să-i bată turnul ăsta. Și pe urmă stăteam și mă întrebam, bă, de cine a gândit ăsta 10 minute? Și precis, cred că s-a gândit ce se întâmplă la Rege E7. Nu Rege F7, că Rege F7 ți l-aș lua pe ăsta cu șah. Dar Rege E7, cred că s-a gândit la asta. Dar până la urmă a luat, a bătut, așa, a urmat, a bătut, din nou nu poți să scoți, că scot, îți dau șah. Nu. C3. Că nu poți să bați nebunia pe C3, după tu în C8 ai pierdut figura. A jucat nebun G3, capăl, cum oprești pe ăsta să ducă la dam? Spune și mie, n-ai cum. Da, dar îl pierzi pe ăsta. Da, dar joacă aici. Da, da, bine. Joacă aici și aici după cale 4 a cedat. Deci n-a vrut să ia ca să-i dea calul. Nu, tăticu, aici ai practic ai două piese în priză. Aici a avut săracul a cedat. E foarte, foarte... A fost o partidă frumoasă.